funcționar. Ia zi-mă, Bărălinio, Dinamo nu s-a mișcat rău. Mi-a plăcut. Chiar am văzut meciul, chiar venise după plajă și am stat să văd. Au jucat, Dinamo știi cum e? Au jucat ca niciodată, au pierdut ca întotdeauna. Da, cu presiune pe ei, adică și când au început repriza a doua, chiar dacă a fost egalată de CFR, ei au pasat, adică au avut chestia asta de a pasa și să aibă calmul ăla, dar vezi, experiența a făcut ca CFR să câștige meciul. Și bineînțeles, așa cum a spus și Rachetă cu antrenorul, bine, nici nu ai ce zici că trebuie să faci după bancă. Mai sculă Dan Petrescu decât Copici? 100%. Da? Mai bun? 100%. Că mie mi s-a părut că aici a fost un duel clar și direct între antrenori, pe care l-a câștigat arătându-și valoarea Dan Petrescu. Mă ierte, Copici nu, Dan Petrescu 4-5 clase peste. Da? Sincer. Da? Mi-a fost și antrenor 2 săptămâni, dar îl știu. Atâtea campionate câștigate, n-ai cum să-l compari. Nu, dar și aseară s-a văzut. Și aseară, cum face schimbarea la pauză, cu Blingea, cum intră Blingea, cu câte ambiții și ce... Nu, și schimbă jocul. Practic tot jocul la pauză. Adică vezi al CFR ocazii peste ocazii. Pentru că bun, ei au marcat omul titlu, cum îi zic? Omul titlu. Omul titlu. Da. Asta e Dan Petrescu, care poate să câștige. Da. Adică dacă CFR-ul are o șansă, are cu Dan Petrescu. Vedeta echipei CFR Cluj este evident Dan Petrescu. CFR-ul e antrenorul, cum a spus și domnul Rachetă. Băi, antrenorul trebuie, frate, să bată acolo, să țipe. L-a subordonat pe Copici aseară Dan Petrescu? Bă, da, prin tot ce a făcut. Da? Și prin schimbări și prin cum mișea la bancă. Cum a schimbat a doua repriză. A doua repriză și cum striga la fiecare presiune. Jucător, presiune pe jucători, pe arbitri, pe toată lumea. Da. Asta înseamnă antrenor. Da. Și asta înseamnă Dan Petrescu. Da. Ăsta e câștigul CFR-ului. Pentru că, eu zic că vedeta... CFR-ul avea nevoie de Dan Petrescu. Vedeta acestei echipe nu este Taxidis, nu-i Burligia, nu e cine o mai veni, e cum îl cheamă... Dan Petrescu. Da, bun. Bun. Ok, hai să vedem ce spune omul titlu, da? E clar, un atu uriaș. Va fi un atu uriaș pentru CFR Dan Petrescu și sunt convins că Neluțu Varga îi va aduce întăriri. O să și vedeți imediat despre ce este vorba. Haideți să vedem ce a spus Dan Petrescu după frumoasa victorie de ieri. CFR-ul a început până la urmă bine. Când întorci de la 0-2 și câștigi cu 3-2, poți să spui că ai început campionatul bine și cu speranțe să iei titlul de campion. 2-0 și revenire în prelungiri. Aceeași întrebare, prelungiri. Care prelungiri? Golul n-a fost în prelungiri. Intu 78, sau cât a fost. Al treia, 92. Da. Erau 7 minute. Da. Ce să zic, sunt supărat pentru cum am început meciul. Sincer, am fost surprins de felul cum am jucat. Înainte de meci am zis că nu sunt așa de fericit de ce e la echipă. Și cred că ați văzut de ce. Au venit jucători mulți, au venit târziu unii dintre ei. M-am bazat mult pe cei după bancă, că o să intre bine. Mogoș, Biligea, au venit cu spirit bun de la echipa națională. Corineț a intrat excelent și pe un. Și Nicolo a intrat târziu, dar păcat că n-a avut timp să arate și el ce poate. În schimb, la pauză aș fi făcut 7 schimbări, dar n-aveam voie. Și nici n-am vrut să pierd echilibru și balanța, să fac vreo 4 schimbări, ca așa aș fi vrut. Și am zis să țin puțin, să văd ce se întâmplă. Ne-a ajutat foarte mult golul lui Dani, pe care, din păcate, a avut 2 ocazii incredibile, mai ales una din ele, cred că va fi ratarea sezonului, dar a fost acolo. S-a văzut că are valoare și împreună cu Tahiti sunt 2 jucători foarte importanți pentru noi. Îi pierduse deja pe Otele și pe Muhar, deci nu e ușor să aduce al jucător liber să fie la fel de bun. Sunt convins că vom suferi în continuare și în România și în cupele europene. Și jucătorii care au venit târziu sper să intre, plus că mai trebuie 2-3 jucători neapărat, dacă vrem să avem pretenții. Dacă vrem, dacă nu vrem, atunci nu. Dar în același timp va fi și greu să găsesc ce vreau eu, jucători liberi și buni în momentul de față. A fost iureș la pauză în vestiar? Ați avut un discurs virulent? Nu, a fost așa dur. Cu acești jucători nici anul trecut n-am venit. Pentru că se antrenează foarte bine, sunt serioși. Ieri a fost poate cel mai bun antrenament decât sunt eu aici. Și, nu știu, montați, am intrat, au vrut, cred că am putut azi. Și poate n-am ghicit și eu primul 11. Am mers pe cei care au fost în pregătiri cu mine. Și am băgat jucătorii care s-au antrenat tot timpul. Și poate și ei au fost obosiți. Unii din ei cred că au simțit
cantonamentul, că au zis că n-am mai avut așa cantonament înainte. Mă gândesc la Umtachi, la Camara, la ceilalți jucători care au venit, știu, Artean, Păun, le-a fost mai greu. Și poate din acest motiv au părut puțin obosiți, în opinia mea. Cei de la Dinamo au jucat foarte bine, am zis și ieri, au un lot în primii 11 foarte bun, i-am văzut în amicare, au jucat ofensiv, așa au și jucat. Și dacă ar mai aduc 4-5 jucători, cred că o să aibă pretenții și ei de play-off, pentru că au ratat foarte bine. Din fericire pentru noi, jucătorii care au venit pe bancă au adus un plus și au schimbat meciul în favoarea noastră. Când a simțit că se poate întoarce rezultatul? Când s-a făcut 2-0. Eu știți că cu 2-0 am ceva. Eu mereu zic, dacă conduc 2-0, intru în panică și dacă 2-0 adversar, sunt mai calm. Le-am zis că la 2-0 am mare încredere că putem întoarce. Am avut și șansa să dăm gol înainte de pauză, pe care le-am fost puțin mai dur, dar le-am zis, dacă dăm gol repede, vom câștiga meciul ăsta. Spuneați că mai vreți doi jucători? Cel puțin. Ce posturi? Atacant și mijlocaș. În centru. Sunt negocieri, stăți aproape pentru aducerea lor sau nu? Încă nu i-am găsit. Îi căutăm. Cât de cald a fost acolo pe bancă și dacă se poate juca fotbal pe aceste temperaturi? Ce a simțit dumneavoastră ca antrenor și cum i-ați văzut pe jucători pe această căldură? Mie nu mi-a fost așa cald, sincer. A fost ok. Dar jucătorii au suferit. E prea cald, dar am spus-o înainte de meci. Și ei joacă pe căldură și noi. N-ar trebui să aveți scuze. Nu căldura ne-a făcut să jucăm așa slab în prima repriză. Toată lumea a jucat primele 6 meciuri, singurul meci care s-a dat goluri multe. Și mie știți că nu prea îmi place asta. Dacă dădeam noi multe și nu primeam, era perfect. Din cauza că am luat 2 goluri, sunt puțin îngândurat și sper să găsesc soluții pentru meciul următor, care va fi foarte greu în Giulești. Și să hai să câștige Anglia, domnește. Să câștige Anglia, Doamne ajută. A câștigat Anglia, Doamne ajută.